Bine ați revenit alături de noi. Nebănuite sunt căile Domnului și probabil acesta este sloganul după care se ghidează guvernul, cel puțin în ultima perioadă. Domnilor, am avut o curățare așa de tipul oaspeți care urmează să vină în vizită. Știți, când dai gunoi așa repede, suprești puțin să nu se vadă. Cam așa se întâmplă și în guvern. Am avut eliminarea eminenții cenușii din guvernul Dăncilă, domnul Darius Vâlcov. Cu siguranță are ce se ocupa după această perioadă de consilier onorific și creierul din spatele programului de guvernare, după cum însă și domnul Dragnea declara. Am avut o doamnă consilieră, Anca Alexandrescu, care cică era vocea domnului Dragnea în guvernul Dăncilă. Domnule senator, sunt promițătoare pentru evoluția economică a țării, că pe mine asta mă interesează ca tânăr jurnalist în primul rând. Domnule, ce o să fie cu țara asta peste 5 ani? Adică dacă se întâmplă ce e până acum cu un deficit bugetar de 1,1 în a patra, a cincea luna anului. A patra luna anului. Este trist. Nu că trist, este îngrozitor. Deci, deficitul bugetului consolidat este de 11,4 miliarde la sfârșitul lunii aprilie, ceea ce semnifică cam 1,1%. Deja parametrii care au fost proiectați în legea pentru aprobarea bugetului de stat pentru anul acesta deja sunt săriți din parametri. Dacă vă aduceți aminte, inclusiv paritatea leu-euro, eu nu mai vorbesc de inflație, nu mai vorbesc de creștere economică, care iată de la 5,5 cât se lăuda guvernul că o să aibă în portofoliu, ea este sub 4, da? Și sub 4 recunoscută chiar de institutul care este sub autoritatea guvernului. Și aici mă refer la Institutul de Statistică. Singura sursă credibilă care o mai avem la dispoziție este Eurostatul, care de acolo mai publică date, da, 3,7. Domnul Rotaru, pe mine m-a îngrijorat o declarație de curând a doamnei Angela Merkel, că modifică parametrul de creștere economică a Germaniei de la 1% la 0,5%. Da? Este de notorietate, asta nu o știu numai eu, ci toată lumea o știe și tot românul, că principalul stat cu care avem relații economice și cel mai important și primul de altfel, da, este chiar Germania. Da. Ei, în condițiile reducerii motoarelor de dezvoltare din Germania, evident că ne afectează pe noi. Nici Franța nu se simte prea bine. Da. Și vedeți desele intervenții ale domnului Macron, domnului președinte Macron. De celelalte state, evident că putem vorbi și cu aceeași îngrijorare. Relația noastră cu țara care, iată, încă n-a ieșit din Uniunea Europeană, este vorba de Anglia. Deci, în cadrul Uniunii Europene, evident că relațiile economice, financiare sunt strânse și nu depindem numai de noi. Fiindcă, de acord, nu putem produce pe stoc, da? Să fie foarte clar. Deci dacă doamna Merkel a decis lucrul acesta, evident că schimburile economice între România și Germania vor suferi o cădere, pe de o parte. Pe de altă parte, nici contextul regional în zona noastră nu este cel mai fericit. Da? Vedem încă deocamdată, nu s-au finalizat, apropo de discursul electoral din campania pentru alegerile europarlamentare, noi cel puțin cei din, am vorbit de Europa, da? Sunt anumite situații dificile pentru Uniunea Europeană. Și o să amintesc câteva dintre ele, să vedeți câtă interdependență are România vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și apropo de previziune. Da? Deci, Uniunea Europeană, fără doar și poate, n-a putut să obțină un rezultat pozitiv cu administrația Trump din Statele Unite privind suprataxarea exporturilor țărilor unionale în Statele Unite. Mai există încă un alt parametru, da? Încă Uniunea Europeană nu are aceeași voce în plan extern. Cam fiecare stat se trezește și face acorduri unilaterale și vedeți cu China, da, Italia, Grecia și așa mai departe, chiar România și Cehia. Și România nu e o excepție. Adică... Da? România este o excepție din situația aceasta, totuși are un anumit nivel de înțelepciune. Deci nu există o singură... Da, doamna Mogherini, cred că ar trebui să ne explice mai mult, actuala comisar pe politică externă. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte, vis-a-vis de unitatea în cadrul Uniunii Europene,
suntem în situația când Uniunea Europeană nu va face parte la masa deciziilor globale. Da. Fiindcă, iată, știm foarte bine, acum sunt trei actori, Statele Unite, China, Rusia și China. Și Uniunea Europeană încă nu și-a conturat, dar n-a ajuns la maturitatea necesară să ajungă la masa deciziilor. Domnul senator, aveți... deci asta ține de previziune, domnul Rotaru. Dacă noi nu conștientizăm că și ne rezumăm la un dialog sau un mesaj populist centrifug în cadrul Uniunii Europene, evident că România va rata, și am spus lucrul acesta și îl mai repet, da? România ratează, poate rata, evident, absorbția fondurilor europene, ca și așa e proastă pentru perioada de până acum, pentru perioada 2021-2027, unde știm foarte clar, Parlamentul European a decis foarte clar, da? Cine nu respectă statul de drept, evident, n-are ce căuta la masa. Da. Deci iată sunt câteva lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt îngrijorătoare. Eu nu mai spun de politica internă, da? Deja am ajuns la o limită a datoriei publice mai mare decât, da, centura de siguranță pe care ne-a pus-o domnul Băsescu în criza financiară. Da? Da. Ba mai mult, și trebuie să notez aici, domnul Rotaru, vă rog. Ba mai mult, noi ne-am împrumutat să rostogolim niște datorii. Noi ne-am împrumutat să achităm datoriile cheltuielilor de funcționare. Cheltuieli curente. Și mai mult de aceasta, am făcut împrumuturi ca să rostogolim împrumuturile angajate de până acum, dar la dobânzi de 5 ceva la sută. Și reacția băncilor de acum o două săptămâni, băncilor românești, mă refer, dar nu mai împrumuta guvernul României, deja ele au sesizat că s-a ajuns la un nivel riscant, da, al creditării pe piața internă a guvernului. Aveți perfect dreptate ce spuneți, domnule senator, și îmi aduc aminte de un moment care îl vizează cumva pe domnul actual președinte al Senatului, domnul Tăriceanu, în momentul 2008, dacă vă aduceți aminte, când în SUA erau închise zeci de mii de întreprinderi, mici, mijlocii, mari, iar în România aveam creșterea aparatului birocratic al statului și măriri de salarii. Probabil că aceasta a fost justificarea președintelui statului la vremea respectivă, Traian Băsescu, care și-a asumat măsuri nepopulare, bineînțeles că a plătit cu vârf și îndesat. Da. Numai și că acum, domnul, și aș vrea să fac o comparație cu situația actuală, eu nu văd, în primul rând, lideri politici, cel puțin de același nivel cu Traian Băsescu de la vremea respectivă, dar nici să-și asume impopularitatea, da, de a deveni nepopular. De ce spun lucrul acesta? Nu spun întâmplător. Ați văzut, după alegerile europarlamentare, a apărut așa o furie din aceasta, să intrăm la guvernare, să facem, să trecem. Cu ce oameni? Cine își asumă? Vom ajunge și acolo imediat, domnule senator. Domnule Bildaru, ce se întâmplă la nivel guvernamental acum? E o schimbare a năravurilor lupului sau o schimbare și a blăinii? Sau vin la pachet? Aceste, să le spunem în ghilimele, epurări ale unor persoane... E foarte ciudat terminul, dar mă rog. Da, epurări, a unor persoane apropiate, unor, da, a unor altor politicieni care se află la putere, dar în opoziție față de cei care au câștigat un anumit, într-un anumit moment, care au o victorie de etapă, nu sunt o noutate. Au avut loc în diferite contexte, când am vorbit, de exemplu, de cele două guverne care au fost schimbate. Da. Din nou, apropiații persoanelor respective, fie că vorbim de apropiații prim-ministrului Sorin Grindeanu sau ai primului ministru, da? Mihai Tudose, da. Imediat după, au fost transferați în alte poziții sau lăsați în afară. Asta se întâmplă și acum. Diferența este că acum declanșatorul nu a fost o criză la nivel de intern, la nivelul partidului politic, ci a fost una declanșată de rezultatul legilor din 26 mai, clar. Decizia justiției într-un anumit caz. Da.
prefer să vreau să cred că încă deciziile luate de justiție nu sunt chiar atât de mult influențate de alegerile europarlamentare. Pentru că până la urmă nu se face un fel de justiție populară. Cine ia mai multe voturi scapă, cine ia mai puține nu scapă. Domnule Ferge, sper să nu ajungem în momentul acela, că am mai avut acum 2000 de ani justiție populară și am avut-o Iisus pe cruce. Nu vreau să fac egal între... M-am exprimat greșit, mi-asum, vă rog, continuați. Bun, au loc aceste schimbări. Rămâne de văzut dacă și variantele puse în loc vor fi mai bune. Din ce am văzut din semnele date de astăzi, nu par soluții mai bune, pentru că avem o persoană înlocuită cu o alta sau care, de exemplu, s-au aflat la un moment dat într-un conflict de interese. Domnul Borza, ca să spunem pe nume. Domnul Borza cunoaște drumul către judecătorie, vorba aia. În cazul respectiv, cu o condamnare cu suspendare, da. Compania de stat la conducerea căruia se afla, practic, oferea o serie de contracte de consultanță cu asociația de avocați în care era partener. Un conflict de interese clar și așa mai departe. Despre domnul Borza, de pe vremea când conducea acea companie din Ploiești, vă referiți, nu? Acea companie din Ploiești, domnul Borza atunci a zis că, domnule, prima problemă pe care trebuie să o rezolvăm este datoria către stat. Faptul că avem câteva mii de angajați ce mor de foame nu ne interesează. Cam acesta este portretul domnului Borza pentru mine în acest moment. Sper să mă convingă de contrariu, doamne ferește. Țin foarte mult la prezumția de nevinovăție. Dar domnul Borza și-a dovedit contrariu până una alta. Alt aspect mă interesează. Ceea ce încearcă PSD să facă e o reformă gravă în interior. Am avut încercarea aducerii personalităților din trecut. Domnul Năstase a fost o propunere către domnul Ponta, care acum e frecventabil pentru că are, cât are 6 și, da, în alegerile europarlamentare și brusc a devenit frecventabil pentru tot PSD-ul. Pe de cealaltă parte avem un domn Pleștoianu care dă cu pumnii pereți și smulge părul din cap spunând că, domnule, ați rădat lupta cu statul paralel și sacrificiul domnului Dragnea pe masă justiției a fost în zadar pentru că statul paralel ne învinge. Asta am înțeles eu din discursul domnului Pleștoianu. Și pe cealaltă parte avem un domn Oprișan de la Vrancea care, printre două ture cu mașina sa de 100.000 de euro, ca orice bugetar responsabil, zice, domnule, PSD-ul nu mai aici a fost, PSD-ul e altceva. Ce e PSD-ul? Am văzut că plăcuță de la intrare au schimbat-o la partid. Sunt diferite grupuri care, până la urmă, sunt într-o competiție internă și în partid. Alegerile în 26 mai pare că au scos la iveală această competiție. Într-o declarație făcută de doamna prim-ministru în presa europeană din ultimele zile, spunea, de exemplu, că Partidul Social Democrat renunță la tema justiției. Da. În a guverna. Corect. Rămâne să vedem în ce măsură va fi îndeplinit. Adică putem privi cu scepticism această declarație, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în istoria ultimilor 15 ani. În istoria ultimilor 2 ani jumate, vă spun că ar fi trebuit să avem cel puțin temelia a 8 spitale regionale în acest moment. Vă rog să-mi permite să fiu circumspect. Având în vedere că nu mai există această temă, ne putem aștepta, ar trebui să ne așteptăm să înceapă preocupările față de guvernare și de îndeplinirea programului de guvernare. Nu neapărat de cine este la un moment dat pe anumite poziții, cine este schimbat, sperăm să fiu persoane mai bine pregătite. Semnele date la acest moment nu sunt pozitive comparativ cu așteptările pe care le avem. Nu că ar fi fost și înainte, dar problema este că în momentul în care este înlocuit o persoană cu o competență pusă sub semnul întrebării, cu o altă persoană la fel, cu mai multe semne de întrebare, nu putem vorbi de reformă. Nu putem vorbi de reformă. Mie mi-a venit în minte acum acea imagine, sau mă rog, o șiruire de imagini cu domnul Iordache, care țipa de la tribuna Parlamentului, literalmente țipa, că, domnule, indiferent câtă opoziție veți face, noi vom da amnistia și grațierea, noi vom da codurile penale, noi vom modifica tot ce vrem și putem în justiție, pentru că putem. Încă pot, adică au o majoritate... Suntem la putere, da, cred că așa am zis. Da, e o majoritate foarte confortabilă. Am văzut votul pentru președintele Camerei Deputaților. Domnul Ciolacu a ieșit cu o distanță de 75 de voturi între candidatul opoziției. Mă rog,
Domnul Hunor și-a făcut nevoile cele pe acolo la propriu, pe sistemul legislativ din România. Da, nevoile personale, mă referam la nevoile politice. Mă iertați de răbufniri, dar cred că a fost foarte concret. Puțin cam, da. Nevoile politice, la asta mă referam, domnul senator. Da, la nevoile politice. S-a promovat, la asta mă referam. M-am dus cu gândul în altă parte, domnul. Poate discutăm, apropo, și declarația de divorț a domnului Hunor cu o zi și jumătate înainte de votul la alegerile parlamentare, fiindcă s-a obținut un scor contradictoriu față de exit poll-uri și atunci se pune întrebarea, oare au fost serioși sondatorii care au participat la exit poll sau cetățenii au fost nesinceri sau poate este un alt mecanism. Domnul, eu o să fiu mai tranșant. Domnul Blidaru este analist politic, îi înțeleg atitudinea și evident blândețea. Nu. Doamna Dăncilă nu face altceva decât să debaraseze de niște domni și doamne care au fost puși lângă dânsa împotriva voinței sale. Și acum și-a găsit libertatea deplină fiind președinte, asigură interimatul președinției până prin PSD-ului, deci are o perioadă suficientă pentru a se acomoda. Vom vedea cum e și cu, fiindcă trebuie să modifice ceva în statutul PSD-ului. Am văzut că sunt două opinii și fac o paranteză aici, că întâi ar trebui un congres pentru modificarea statutului și apoi să aibă loc alegerile. De ce? Fiindcă după vechiul statut, știți foarte bine, președintele partidului se alegea de către toți membrii PSD. Bine, domnul Dragnea a stricat regula, așa, vreți să vă fiu președinte în continuare? Toți au zis, da. În sfârșit, de data aceasta, domnul Dragnea încă e membru PSD. Da, doamna Dăncilă se sesizează un anume risc pentru domnia sa și spune, nu, domnule, alegerea președintelui se face în mod indirect de către membrii partidului prin votul delegaților la congres. Și atunci, evident, se impune un congres extraordinar privind modificarea statului. Închid paranteza. Bineînțeles, întorcându-mă la subiect, nu guvernarea este preocuparea doamnei prim-ministru și a partidului pe care reprezintă acum, ci e vorba de a scăpa de niște oameni care au fost puși de alții. A ajuns la concluzia că a avut niște oameni puși de altcineva pe lângă domnia sa, da? Vâlcov, doamna purtătoare de sau scriitoarea de texte, la un moment dat, vă aduceți aminte, decât să spun o prostie, mai degrabă citesc, da? A ajuns la concluzia că și doamna de la ANAF pentru 0,5 puncte procentuale privind încasarea veniturilor trebuie pedepsită, că vestul doamnei este mai slabă decât Mișa, cel care l-a dat afară, dacă ne aducem aminte, domnul Teodorovici. Și apropo de domnul Teodorovici, când a domnul fost ministru înțelept, deștept și frumos, da, domnul Teodorovici, când a fost înțelept, atunci când a făcut propunerea ca această doamnă să fie la ANAF sau acum când o critică pentru lipsa de performanță privind încasarea? Cu toate că dacă v-ați uitat, e vorba de vreo 88, cred, de miliarde de lei încasate suplimentar la bugetul consolidat al statului față de perioada anului precedent. Deci, iată, sunt niște performanțe. Dar mă întorc a doua oară și spun nu grija guvernării, este bunei guvernări, este grija PSD-ului acum, ci e vorba și foarte bine a sesizat colegul nostru mai tânăr, domnul analist Blidaru, e vorba de o luptă intestină între cele trei grupuri, pe de o parte, a supremației asupra deciziilor guvernamentare și a primului ministru, apropo de imaginea aceea care ne-ați prezentat-o dumneavoastră cu mașina de nu știu câte sute de mii de euro care face naveta între Focșan și o localitate de lângă Focșan, da, și guvernul României, pe de o parte. Și bineînțeles, mai există o altă atitudine a doamnei prim-ministru, apropo de subiectul care l-a deschis colegul nostru Blidaru, mai e și o altă preocupare. De a se duce să dreagă busuiocul cu Timmermans. Ați văzut că una din preocupările domniei sale este de a discuta cu Timmermans să nu le spună au din mișcarea socialiștilor europeni. Deci, e nu problema guvernării este principala cauză. De
a machia mireasa înainte de nuntă? Adică pe de o parte. Și apropo de confirmarea imaginii pe care dumneavoastră ne-ați prezentat-o cu mașina de nu știu câte sute de mii și liderul respectiv, dacă a sesizat din declarația primului ministru de astăzi de la ședința de guvern, a cerut unitate în rândul președinților de Consiliul Județene. Oare de ce? O fi având vreo legătură? Care este motivul acestei declarații a doamnei prim-ministru? Fiindcă a accentuat-o și a spus-o, a apăsat, da? Fiindcă de ce, domnul? Vă rog. Una din preocupările declarate ale doamnei Dăncilă constă în faptul că președinții de Consilii Județene să fie aleși uninominal, reglementarea să facă prin ordonanță de guvern. Deci vom avea o modificare odată cu codul administrativ. Dar atenție, că doamna, prin această declarație, și-a căpătat niște dușmani. Candidații sau actualii primari ai PSD-ului, care speră că vor mai câștiga un mandat dacă vor fi alegerile în două tururi la primării. Atenție! Dar aici e cu dus și întors, pentru că avem pe de o parte mașina de partid, mașinăria de partid, care a funcționat și la aceste alegeri europarlamentare. Am avut o diferență foarte mică între ultimele alegeri și cele de acum, de câteva zeci de mii. Prezența la vot a schimbat radical marja procentelor pe care le-au luat partidele, cu mici excepții. Dar Partidul Social Democrat are în continuare acea megalomană mașină de partid care poate mobiliza electoratul. Și dacă se rămâne la alegeri într-un singur tur, sunt convins că aleșii locali, fiind direct cointeresați și fiind primii care sunt la contact cu cetățenii, și dumneavoastră știți mai bine decât noi, pentru că ați fost ales local o perioadă destul de îndelungată, știți că primarul e cel în capul căruia se sparg și goalele, dar e și cel care poate mobiliza electoratul. Dar care e și cel mai dezamăgit? De ce vreau să spun, domnul Rotaru, nu vă faceți nicio problemă. Am văzut o filmare de pe un post local, cred că din Caraș-Severin, ceva din genul acesta, a unui primar de un orășel mic, și unde reclama că în pofida tuturor eforturilor care le-a depus domnia sa pentru comunitate, ce-i număra, ce-a făcut acolo, cel de sport, etc., etc., cetățenii i-au înfipt cuțitul în spate când au votat PSD-ul, da? Pe de o parte la alegerile parlamentare, și bineînțeles că n-au spus nu la referendum sau să nu sau să abțină de la vot. E o dovadă de democrație funcțională. Deci, categoric că da, dar iată că de data aceasta influența primarilor n-a mai avut rezultatele scontate. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în una din emisiunile de la un alt post de televiziune la care am participat, a fost invitat prin telefon domnul Rareș Bogdan. Da. Și dânsul reclama că deja în Partidul Național Liberal au loc niște demiteri din funcțiile politice ale unor primari care nu s-au implicat în mod corespunzător. Și am văzut primele mișcări la nivel de București, unde PNL-ul s-a ars ca un copil mic. Categoric. Am văzut și am declarația domnului Rareș Bogdan pe tema aceasta, dar nu cred că va avea substanță pozitivă declarația domniei sale, că în sensul, și eu să-l citesc, da, pentru el proiectul pentru România este mai important decât proiectul pentru București. Asta cred că trebuie, apropo, să dea ceva frisoane domnului Ludovic Orban, declarația aceasta, dar sper să fie o atitudine a unui om de presă și nu a unui politician. Domnul Rareș Bogdan a avut declarații foarte interesante. A zis că, domnule, eu nu vreau foarte mult, dar dacă mă rugați, pot să fiu președinte PNL București. Bine. Atitudinea asta, cu tot respectul pentru cariera de jurnalist a domnului Bogdan, dar sunt atitudini de tipul vino nene de mă ia. Un fel de. Știți, am făcut tot citări. Nu pot să fiu chiar așa de radical în afirmație, ci
observ anumite lucruri și nu le trec dincolo de atenția mea, pentru că domnul Rareș Bogdan, să vă fac o confesiune, este unul dintre oamenii de presă care mi-au creat multe nopți albe și a trebuit să stau am la emisiune. Cu tot respectul, cu tot respectul pentru cariera sa jurnalistică. Da. Dar nu trebuie să încurcăm goalele cu ulcerele, pentru că sunt categorii cumva separate, chiar dacă seamănă cumva între ele. Domnule Bidaru, o ultimă concluzie înainte de pauză de publicitate. Ceea ce avem și rămânem puțin la nivel de executiv, pentru că ne influențează direct viața a mea, a dumneavoastră, avem o temere enormă din partea companiilor internaționale pentru a mai investi în România. Și am văzut cum fug companiile mari de România ca dracu de tămâie, iertată să-mi fie expresia neacademică. Am avut câteva exemple recente, grupuri automobilistice mari care au evitat România și s-au dus către granițele noastre. Avem companii mari de telefonie mobilă, de tot ce vreți dumneavoastră, care se uită cu mare semn de întrebare. Dacă se mai merită a investi într-o țară instabilă fiscal? Companiile se uită la o serie de criterii. Se uită pe rapoarte, obiective, se poate vedea foarte, foarte ușor trendurile pe mari indicatori ce țin, cum a fost evidențiat mai devreme, datoria publică, care deși, care deși procentual este într-o mică scădere, în realitate, în termen de valoare, care valoarea datoriei este în creștere, în creștere considerabil, în privința altor indicatori, și se uită pe acestea și dau seama oarecum în ce direcție merge România. Direcția pe care o preferă în general este cea de stabilitate. Stabilitate este un cuvânt, cel puțin în domeniul unor politici precum cele fiscale, în care este un cuvânt care mai degrabă lipsește. Am văzut cazul cu OUG 114 de la sfârșitul anului trecut. Au mai fost și alte cazuri. OUG 114 care încă e cu mari răni pe el și sângerează. Schimbări care afectează predictibilitatea și stabilitatea la nivel macroeconomic. În momentul în care acești indicatori se șubrezesc, apar semne de întrebare. Mai mult, în momentul companiile se mai uită și la ceea ce se întâmplă în regiune. Nu vin neapărat pentru România, ci trebuie să vină oarecum și România cu o ofertă pentru ele. Pentru că este o competiție între state să ofere anumite facilități sau să ofere România un cadru se ghidează benefic pentru acele companii. Pentru că vin să investească, au așteptări de la un anumit profit, de la recuperarea investițiilor în anumiți ani. Și compară, se uită să vadă care este situația în România, în Bulgaria, Serbia, Ungaria, în Polonia și au mai multe opțiuni. În general vorbim de companii, cel puțin cele care merg și vin, sau vin în România, care au o legătură cu zona franco-germană Bine, și de peste ocean sunt destul de multe. Suntem obligați să luăm o altă scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva momente să aflăm de această dată sau să încercăm cel puțin să aflăm și poate află și ei, domnule, că tare ne dorim ce se întâmplă pe partea dreaptă a șchierului politic sau, mă rog, cel puțin unii cu mari semne de întrebare din punctul meu de vedere, declarați dreapta, de dreapta a șchierului politic după câteva clipe.